Noi căutăm toți fericirea în bani sau în mașini și în casele luxoase și ca să le avem uităm pe ani de viață și de clipele frumoase. În goana cât mai mult să agonisim ca să avem și noi ca toți de toate, uităm chiar dacă-i straniu să trăim. Uităm cu toți de-a noastră sănătate. Mereu ne pare că puțin avem. Mereu toți ne dorim să avem mai multe și agonisindu-le, nici nu prea observăm că nu mai are cine să ne asculte. Căci nu mai avem mame și nici tați, și azi la poartă nimeni nu ne așteaptă. Ei, din păcate, sunt deja plecați. Ei au plecat de mult spre lumea dreaptă. Și azi, având și bani, și bogăție, și socotindu-te un om în stare și deștept, nu simți în suflet bucurie, căci nu știi dacă ai procedat corect. Căci azi ai vrea să stai cu tata și cu mama, ca în copilărie să vorbești, dar din păcate care ți este drama? Azi ai de toate, dar poți doar să-i bocești. Tu ai ales să ai bani și de toate, să ai în casă tot la ce visezi, dar azi tot tu le-ai dat înapoi pe toate, doar ca părinții iarăși vii să-i vezi. Nu alergați o viață după bogăție, chiar dacă banii astăzi trebuiesc, căci unica și principala bogăție ne sunt părinții, iar ei veșnic nu trăiesc. Eu vreau să știți că bogăția în orice clipă poți să o acumulezi. Dar dacă moartea vine, rămâi cu mândrie, că și tu, părinții, vei putea doar să-i visezi. Întotdeauna să găsiți timp pentru toate, ca peste ani să nu vă pară rău că aveți bani, aveți mașini, aveți palate, numai că ei, părinții, sunt la Dumnezeu.